Vi s-a întâmplat să vă gândiți la faptul că suntem într-o epocă în care intrăm în criză pentru că nu ne administrăm bine banii? Ei, uite, gândiți-vă că după război, atunci când s-a trecut la modernitate, lumea a funcționat și a început să se modernizeze, să treacă la mașina de spălat, la apartamentul de la bloc, la încălzirea centrală, mă refer la Europa și oarecum la american, dar mai ales la Europa, pentru că lumea este în Europa, ăsta este adevărul, folosind mașinile care aveau 24 de cai putere, două motoare, doi cilindri și erau cu cilindrei dintre asta, între 600 și 800 de centimetri cubi, aveau consumuri de 5 litri. Cu gărgăunii aia mici de mașini pe roți s-a mers la modul la care părinții noștri au crescut odată ce bunicii noștri se iubeau, se bucurau de salamul care era procesat în societate, de pâinea care ieșea la cuptor, de ambalate și de prefabricate, de lucrurile care erau la un moment dat pregătite, de Coca-Cola și de berea îmbuteliată. După care a venit rândul părinților noștri care au beneficiat de mașinile care aveau mai mult de 24 de cai putere, 50 de cai putere, erau mașini care erau măricele oarecum. Erau mașini de talia lui Fiat Mirafiori, a lui Renault, Renault 6, Renault 8, Renault 11, mașinile sportivizate. După care lumea a crescut, iată, și am ajuns la mașina de 65 de cai putere, 75 și 110, care are cilindrei de 1600. Cum se întâmplă că, uitați-vă doar la vechiul Fiat care avea 500-le, da, care a făcut societatea și a ridicat civilizația și lumea italiană și a inspirat pe nemți să facă în continuare buburuzele lor de tablă în Mexic, ca să fie mai ieftine și mai accesibile, au crescut polonezii, au luat fiaturile după fiaturile italienilor, rușii aveau tavriile și se modernizau, dar ei au avut orgolii și instituționalizare politică, care practic, să știți, pe undeva a falimentat comunismul. De la mujicul din Vladivostok până la băiatul din Taigaua Siberiană, de la cel care era în deșertul Gobi până la cel care era la Cucuiata lângă Berlin, toți aveau frustrant aceeași mașină. Și atunci au dat seama că pentru a îmbunătăți lucrurile aveau de gând să facă un singur lucru. Să pună de la 3 cilindri 4 și să treacă de la 1300 la 1600. Și apoi, mai după Revoluție, să-și modernizeze și lucrurile și mașinile. Societatea are un gen de evoluție și de companion în automobil. Cu cât automobilul devine mai mare, mai costisitor, mai sclifocit și mai simandicos, poate salvează periodic producătorul în sine, dar blochează societatea. Iată că am ajuns în situația în care este o chestie comună să folosești 125-130 de cai putere și te simți frustrat să ai 65 sau 70. Cu toate astea, bunicii noștri, dacă vă duceți aminte, aveau Fiatul 850 sau 650-ul sau vreun Peugeot sau vreun Citroen sau vreun Renault 5, nu? Sau un Renault 4, cu care practic s-au bucurat de viață, eventual și-au luat și barcă, șalupă sau goeletă, au avut posibilitatea să aibă sau nu un apartament mai bun, frigider, televizor, care în altele părți era color, au mâncat o șuncă presată, un salam, un pui congelat, s-au bucurat de porcul care venea numai secvențe și feliat și societatea a continuat, a trăit. În momentul ăsta, Europa a îmbătrânit din egoism. A îmbătrânit datorită faptului că a luat mașina americană. Ia uitați-vă la american. El făcea navetă 80 de mile, la modul la care folosea o mașină destul de largă și de spațioasă, care n-avea frâne și nu prea folosea curbele. Ei bine, genul ăla de automobil era mare, folosea o cilindrie bogată pentru că avea o tehnologie ieftină, folosea un combustibil ieftin și mânca toată lumea. Servisul, producătorul de piese, producătorul de ulei, asiguratorul, toți erau fericiți pentru că americanul își plimba tărtița din ce în ce mai grasă, mai cardiacă și mai obeză, mai plină de diabet, pe scaune confortabile ca de avion de pasager din transatlantice, dar în detrimentul favorii și vieții lui. Lucrul ăsta a fost moștenit și extins și la europeni. Iată, au luat chestia asta și japonezii. Iată, curând vin și rușii din urmă. Și dacă remarcați, epidemia de diabet, epidemia de obezitate și epidemia de boli de inimă vin la pachet odată cu așa zisele forme de confort. Unde ar trebui să ne oprim ca să ne dăm seama că dacă nu suntem bolnavi de bătrânețe și demografie negativă, ni se blochează economia și ne ducem de râpă? Cred că ar trebui să reflectăm puțin. Ce spuneți?